Bun găsit, dragi iubitori ai sportului, sunt Alexandru Vârtosu și vă invit la repriza de Sud. Astăzi vom vorbi despre fotbal, cu sportul rege, vom discuta cu Valentin David, antrenor la CSJ Știința U Craiova și fundașul CS Universității Craiova, Bogdan Vătăgelu. Alături de noi se află, bineînțeles, și colega mea de la Gazeta de Sud, Daniela Mitroiochea. Bună ziua și bine ați venit la noi în studio. Bună ziua! Bună ziua! Iată, titlul emisiunii este Ne merge bine de tot și o spunem asta pentru că atât pe plan intern CS Universitatea Craiova merge strună, neînvinsă de 8 etape, iar la echipa națională avem două victorii la activ, 2-0 cu fiecare partener de joacă, să-i spun așa, e vorba de Irlanda, Dernoș și Danemarca. Bogdan, tu, un fost tricolor, iată, ai fost de data asta decât spectator, te așteptă cumva să fii convocat la... Nu mă așteptam, sincer. Vă dați seama, pentru fiecare jucător asta e cel mai important lucru, să fii convocat la echipa națională. Dar eu încă sunt tânăr, nu disper după convocare. Dacă echipa va merge la fel și eu voi avea evoluții bune, probabil că la anul sau peste 2 ani, pentru că încă nu am experiența necesară, voi ajunge și acolo, la echipa națională. Vali, tata Puiu a debutat cu dreptul, o ține din victorie în victorie. Cum vezi această revenire a sa pe Banca Națională? Continuitatea muncii lui Pițurcă, asta trebuie să recunoaștem, indiferent de antipatiile unora sau altora. E clar că Pițurcă a format o echipă competitivă, numai că la un moment dat unii jucători intraseră într-o uzură din asta și psihică, și acum am văzut o determinare mult mai bună, o libertate de exprimare a jucătorilor alta decât ce eram noi învățați. Probabil i s-a spus să joace nu mult mai ofensiv, sau da, mult mai fără stres până la urmă. Pițurcă e un tactician, să zic așa, care ține foarte mult la rezultat. Acum pe noi ne bucură că a câștigat naționala Iordănescu sau al lui Pițurcă, că mai puțin contează. Suntem pe locul 20 în lume. Asta e un lucru mare. Fiecare și-a adus aportul. La fel și echipa noastră, Fanion, Universitatea Craiova. Au fost schimbări în bine, inspirate, vreau să vă zic, cu doi antrenori care sunt ai noștri, ai casei, care ne-au crescut, ne-au format ca jucători. Alții au sunt doi colegi de echipă, cu rezultate și ca foști fotbaliști și ca antrenori. El trebuie să fie mândru de treaba asta. Nu, ei nu trebuie să uite că au în vestiarul lor doi antrenori emblematici pentru fotbalul, nu numai oltean, ci național. Emil sunt doi care a cochetat cu echipa națională foarte mult timp, și ca jucător și ca antrenor. Sorin Cârțu, care, ce să vă mai spunem, este un... A fost un mare fotbalist, un mare om și un antrenor de care se leagă un event care deocamdată nu a fost egalat de nimeni. Da, vorbim de o pauză mare. Aș reveni totuși puțin pe echipa națională, pentru că au fost multe schimbări în lot. Te-a surprins cumva numirea, venirea lui Pap și așa mai departe. Sunt o grămadă de jucători care au fost promovați acum. Dar fiecare antrenor a venit cu metoda lui, ideile lui, cu principiile lui. E bine că au apărut alți jucători care nu numai că au convins, ci au fost la mare nivel, să zic așa, internațional. Adică nu mă așteptam ca Pap să apară. Mi-a adus aminte de Dan Petrescu într-o perioadă bună a lui. Să ajungi mereu în banda dreaptă când mingile se centrează din stânga ca fundaș lateral, e un lucru mare. Ți-a asumat foarte multe responsabilități. Asta spuneam că domnul Iordănescu probabil că le-a cerut să se exprime la adevărata lor valoare fără nicio problemă. A fost important meciul cu Irlanda, mult mai important decât cel cu Danemarca. A fost pe puncte, în primul rând. A fost pe puncte, asta vreau să vă spun, că au fost două meciuri total diferite. Gândite total diferit, pentru că se discută altfel la meciul cu Irlanda. Golurile au fost mult mai importante ale lui Pap decât cele ale lui Cheșeru. Bineînțeles că și ale lui Cheșeru la rândul lui și a făcut datoria, a marcat
două goluri și a câștigat cu Danemarca. Dar a fost, toți acum sublinează faptul că o revanșă a lui Iordănescu. Nu, a fost pentru 3 puncte, pentru locul 20 în lume, pentru mai multe lucruri, numai pentru Iordănescu a jucat. Da, și pentru ei, ca să m-a surprins puțin schimbarea lui Maxim. Adică mă așteptam să-l țină mai mult în teren. Da, a intrat Big Falvi, iată, un jucător de 28 de ani, promovat la echipa națională. Părea mea că nu se poate compara cu Maxim. Maxim joacă la un alt nivel, la Germania e Germania, indiferent în ce colț al lumii te-ai uita, campioana mondială, și una e să joci acolo și alta e să joci în Ucraina. Da, până la urmă a decis antrenorul principal și asta e. Bogdan Vali spunea mai devreme că ocupăm locul 20 în lume, am dat puțin în urma noastră Anglia. Stăm mai bine? Stăm mult mai bine decât eram în anii trecuți, să zic. Pentru noi este ceva extraordinar să avansăm în clasamentul FIFA, pentru că putem să ajungem să fim cap de serie la următoarele trageri pentru campionatul mondial, cred. Și este foarte bine. După aceste două victorii cu Irlanda de Nord și Danemarca, cred că România ia o opțiune serioasă pentru a se califica la campionatul european din Franța. Vedeți și dumneavoastră, cred că venirea lui Sămărtean a contat foarte mult și titularizarea lui Pap în partea dreaptă. El a dat golurile decisive cu Irlanda. Și sper să meargă pe aceeași lungime, să câștige și restul meciurilor care au mai rămas în grupă. Cu toții am fost părtași la o rușine din partea Greciei, a pierdut pe teren propriu împotriva unei echipe care nu prea are tangențe cu fotbalul în momentul de față. Credeați totuși în Irlanda că va fi principala noastră oponentă pentru calificare la Bogdan? Nu știu. Sincer, când în grupe, cred că orice meci este important și orice meci este greu, pentru că vedeți și Grecia la anul acesta a trecut de grupe la mondial. A fost o echipă foarte, foarte redutabilă la acest turneu final și acum a pierdut cu Insulele Feroe. Nu știu dacă a fost o rușine pentru ei, pentru că nici Grecia nu cred că mai este Grecia de în campania trecută. Și Insulele Feroe, am înțeles că au un antrenor care a făcut-o să joace un fotbal mult mai bun. Eu cred că vom termina pe primul loc, chiar dacă Irlanda de Nord are o echipă foarte, foarte solidă, care se bazează puțin pe fotbalul, cam pe fotbalul englezesc, cam pe acolo, și eu sper că vom termina pe primul loc în grup. Vali, glumeam nu de mult, spuneam Insulele Feroce. Devin feroce sau este viitoarea noastră adversară? Pentru că să nu uităm Insulele Feroce și noi le știm foarte bine, că noi și ca echipă Universitatea Creava a jucat cu Insulele Feroce în două rânduri, dacă nu mă înșel, național a mai jucat acolo. La primul contact cu Feroe eram cam speriați. Nu găseam nimic comun cu fotbalul. Mă uit că după vreo 15 ani de zile, lucrurile, dacă au fost făcute cum trebuie, s-a investit mult în terenurile de fotbal, în antrenori, în jucători, în centre de copii și juniori, au apărut și apar rezultatele. De ce? Pentru că, așa cum spunea și Vătăjelul, în Irlanda, jucătorii, majoritatea joacă prin Anglia, Liga a doua, a treia sau a întâia, mai puțin contează, dar joacă la un nivel destul de bun. Așa sunt și feroezii. Joacă în Islanda, în Finlanda, în alte... Nu cred că sunt foarte mulți din campionatul lor de acolo. Dacă or fi 2-3, asta e pe toate. Nu știu câte echipe ar avea campionatul lor, sincer. Să nu uităm portarul, vestitul portar cu chipiul ăla în cap când apăra, știți, nu? Primul meci al nostru cu Feroe. Adică noi trebuie să ne uităm în primul rând că toți se mișcă către bine, să zic așa, se organizează bine. Din păcate, noi rămânem și așteptăm. Sau facem pași mult mai mici. Facem pași mai mici sau înapoi. Asta e lucru cel mai tragic. Bănuiesc că dacă aveam condițiile din Insulele Feroe ca și infrastructură, cu stadioanele lor și condițiile lor de acolo, ne mai bucuram că îi batem pe Irlanda sau... Părerea mea că Irlanda din
meciul ăsta va merge din rău mai rău. Ei au fost luați puțin și de val, victorie după victorie, să nu uităm că au marcat niște goluri și mai cu noroc, să zic așa. Vorbeați de condiții și săptămâna trecută alte două echipe extrem de mici, Liechtenstein și San Marino, au reușit să aducă puncte. Ce înseamnă asta în fotbalul european? Păi ce să înseamnă? Înseamnă că s-au... Vedeți, acum noi încercăm să vă, să vă transmitem, noi care am jucat fotbal, să vă transmitem dumneavoastră și telespectatorilor, că e lucru esențial să te antrenezi pe un teren bun, de mic, să înveți preluarea pasului, să înveți combinațiile și alte lucruri. E exact ca și cum faci școala de șofer pe Dacia 1300 de acum 40 de ani și când faci acum pe un Mercedes sau... Clar că răspunde altfel mașina. Așa e și la fotbal. Dacă eu m-am antrenat pe zgură și pe eu știu, moalele astea care le avem noi pe aici, câte patru echipe pe teren, mi-e greu să cred că va ieși vreunul dintre copiii care am eu fotbalist. Pentru că n-am ce să, nu pot să-i ofer, nu pot să-l aduc la un nivel ca al Vătășelu, nu? Să joace pe un teren foarte bun, cu toate că și el s-a antrenat bun, pe teren mai proaste, nu întotdeauna. Și mai proaste și, mai proaste și mai bune. Însă, el a avut, acum vorbesc așa, ca și antrenor de copii și juniori. El a avut o determinare, a vrut să ajungă fotbalist, a avut și noroc, probabil, într-o anumită perioadă a vieții, că n-ai cum. Poți să muncești o viață întreagă și să nu-ți atingi idealul. E clar, fără noroc nu faci nimic, dar bă, parcă nu trebuie să lași pe noroc. Știți, era bancul ăla cu salvează-mă, Doamne, de la noi. Păi, da, dă-și tu din mâini și atunci vedem ce facem. Așa e și la fotbal. Bă, trebuie să mă chinui puțin. Trebuie să îi ofer copilului câteva condiții elementare, teren, minge și echipament. Oameni buni, despre ce vorbim atunci? Dacă nu am lucrurile astea, atunci ce mai căutăm la fotbal? Sau ce pretenții mai avem să avem o națională peste 15 ani competitivă precum Argentina, Spania, Franța sau mai nu știu ce? Nu putem. De asta nu ne miră nici Islanda că bate nici Feroe, nici Liechtenstein și ăsta. Pentru că au lucrurile clare de la copii și juniori. Și cu asta vorbim despre copii și juniori. La noi e așa, ca să ne băgăm în seamă. Păi mă doare. De asta și spun așa și am puțin regret și puțină tristețe în voce. Pentru că sunt copii, încă sunt copii care pleacă de acasă pentru fotbal. Și când vin la fotbal, nu avem ce să le oferim. Ce să mai merg? Sunt părinți care săraci îi văd de 7-8 ani pe marginea terenului la antrenament, că au crescut odată cu copiii sau copiii au crescut cu ei odată pe marginea antrenamentului, pe marginea terenului și domnul nu s-a schimbat nimic. Nici gardul n-au pus altul, nici măcar cu var pe poarta aia sau vopsea să dea pe bara aia, că e bara de acum 15 ani. Adică nici chiar așa. Trebuie să fim realiști și să vedem că lucrurile nu se duc către bine. S-or duce acolo, la București, la echipa națională, dar nu la noi. Și o echipă națională nu poate să stea bine dacă nu are și o bază de copii și juniori. Eu aici găsesc federația neinteresată sau nu știu. Mă bucur că am auzit că s-au făcut niște centre de excelență din asta de fotbal în cele patru zone. Ar fi meritat una și Creva. Sau, mă rog, da, dar parcă mă doare sufletul că exact Craiova, unde ne-am zbătut atâta să facem treabă, a fost ocolită de, să zic, oferta asta și condițiile astea. Să ai un teren sintetic de, pe vremea asta de 100 de metri, părerea mea că e cel mai important lucru. Vă dați seama unde am ajuns? Să ne rugăm la Dumnezeu să avem un teren de 100 de metri sintetic în Craiova. Păi, oameni, ce facem? Păi numai din... Dacă stau și mi-adun toți prietenii și tot... strâng ceva să pun două porți, plase și alea. Oferiți condiții copiilor. Ar fi destul de greu să ne gândim la o asemenea perspectivă, dar aș vrea să vă spun dacă peste 15 ani soluția pentru echipa națională de seniori ar fi anumiți juniori care sunt raculați încă de mici cluburi din străinătate sau cluburi care deja și-au făcut sediu în România, cum e Atletico. Păi asta se va întâmpla. La când vine Atletico, îți face două terenuri sintetici și îți caută niște antrenori pe aici. Plus un mentor de la ei, toți copiii fug acolo și tu stai pe tineretul și te uiți la cum cade frunza aia de-n plop.
E clar, se va termina cu asta. Lucrul ăsta trebuie să-l facă. Păi eu dacă văd că vecinul meu își vopsește partea lui de gard, nu o vopsesc și eu pe a mea, așa e și la fotbal. Bă, dacă vine Atletico și investește la mine, păi eu sunt tâmpit să nu investez la mine. Înseamnă că ăla, îl accept ideea să vină ăla să ia copiii de la mine din țară, când pot să ia eu. De ce să-mi ia la Atletico? A, la început zicem, dom'le, eu ca părinte, e Atletico, vede Atletico. Păi și atunci ce mai cauți tu la Craiova dacă vrei la Atletico? Păi nu, asta, cum sunt copiii ăștia de să chinui aici la noi, dar au venit să joace fotbal pentru Craiova, de ce nu s-a dus la Atletico? Bănuiesc că avea condiții să-l ducă cineva până la... în Spania să dea o probă de joc, până în județ, până ce, prin B, pe acolo găsea ceva. A venit la Craiova pentru că ea, na, probabil că i-a plăcut să vină la noi să joace. Și pentru asta noi le mulțumim și vă mulțumim, eu vă spun prin vocea copilor, că avem șansa să vedem fotbal, fotbal practicat de voi. Copiii noștri care îi antrenăm, dacă voi nu ați fi fost, ei nu existau. Vă spun din start. Ne-am prins o perioadă în care ieșeam de mână copiii mei, e 2001, el știe, ieșeam de mână cu frații Costea, cu ceilalți care au fost aici. Și acum avem șansa și ne-ați oferit șansa și pentru asta vă spun. Deci, voi poate nu știți trăirea asta a noastră de antrenori și a copiilor. Toată ziua vorbesc de voi, toată ziua ne întreabă când e meciul, cum e meciul, domnul, dar intrăm și noi să vedem și noi copiii ăștia. Eu am mers... Se bat să fie copii de mici. Exact, adică ei vă venerează pe voi. Voi nu trebuie să... decât să-i... Ba... E un sentiment, știu. Sigur că da, adică... Am trecut și eu prin asta, știu. Exact, când am și fost știu. La junior, la Steaua, era ceva extraordinar. Știu. Da, e ceva... Noi asta, când ați apărut la noi în zona asta cu echipa Divizia B și ați promovat în Divizia, pentru noi ați fost, pot să zic, eroii noștri. Clar, eroii copiilor noștri. Și care au asta... aruncat din nou tricourile cu Steaua deoparte. Sigur, folosit sigur. În această perioadă de secetă. Da, așa e. Deci nu avem ce să... Noi nu avem nevoie de Maradona, noi nu avem nevoie de Hagi, avem nevoie de voi. Să jucați bine, să... Astea 8 etape, știți cum? Ați crescut în ochii la toată lumea, fără doar ce poate... Dar nu numai ca și rezultate, ci ca emulație. Tot ce ați făcut voi pentru orașul ăsta. Și sunt trist și mâhnit că nu răspund și autoritățile la fel cum ați răspuns voi pentru fotbalul ăsta. Bogdan, o presiune mare pe omerii voștri apasă acum. Cele 8 runde fără înfrângere vă obligă să mențineți această cadență. Da, ne obligă și totuși ne bucurăm că e o presiune în plus pentru noi. Adică este o presiune pozitivă, nu una negativă cum am avut la începutul campionatului, pentru că era o presiune negativă dacă nu în primele 6 etape am făcut 2 puncte. Acum avem o presiune pozitivă, cum zice și Nea Sorin, asta e un lucru bun pentru noi. Noi sperăm să trecem și peste aceste 4 meciuri cât mai avem până la finalul anului, să luăm meci cu meci, pentru că meciul cel mai important este cu Rapid, care îl jucăm luni, și noi sperăm să ne continuăm seria de invincibilitate până cât de mult putem noi. Dacă nu, până la sfârșitul campionatului, ar fi perfect pentru noi. Emil Săndoi trăgea un semnal de alarmă imediat după amicalul cu Pandurii 2, în care voi ați zdrobit satelitul gorjenilor 11-0. Atrăgea atenția asupra Rapidului, că nu este o echipă gata învinsă, nu este o echipă de pe care trebuie să o tratăm cu superficialitate. Nici o echipă nu o tratăm de sus, pentru că deși dumneavoastră am fost jos, într-un moment acum suntem puțin mai sus. Nu trebuie să ne luăm nasul la portare, să credem noi că gata, noi am inventat fotbalul și noi am după câteva victorii și... Nu, Rapidul chiar dacă trece printr-o perioadă mai puțin bună, din cauza datoriilor, ce am înțeles, din cauza banilor, nu este foarte bine, nu este o situație foarte bună la ei. Chiar dacă am înțeles că domnul Dinu Gheorghe a venit alături de Rapid, ei toți jucătorii aceia iau, jucători care au jucat în Liga 1, care au făcut performanță la Rapid și nu sunt de neglijat, pentru că ei vor veni aici să-și ia punctele, că nici ei nu vor să retrogradeze. O să avem un meci foarte greu, poate
unul dintre cele mai grele meciuri care le-am avut până acum, chiar dacă am jucat Dinamo, Steaua. O să fie meciuri foarte grele și cu Rapid și cu Ceahlău, pentru că ele sunt în spatele nostru și vor să ajungă să scape de grijile retrogradării. Noi cei din tribune, noi ne dorim foarte mult o victorie și o revanșă totodată după ce s-a întâmplat în Cupa Ligii. Acel meci pe care l-am dominat cap-coada, aș putea spune, dar pe care l-am pierdut din cauza unei greșeli de portar. Da. Și noi ne dorim la fel, victorie, pentru că... Pentru voi ar fi o revanșă? Pentru noi, da, nu ne gândim acum la o revanșă. Noi ne gândim să ne facem treaba să câștigăm pentru noi. Nu avem noi ceva cu Rapid sau... Nu, nu sunt orgolii, nu cred că avem orgolii din acestea prostești. Pe noi ne interesează să câștigăm, să ne continuăm seria, să urcăm, dacă putem, în clasament și să avem moral pentru meciurile viitoare, pentru că o să vină iar. Ceahlău vine acasă, care nici ei nu sunt o echipă de neglijat. Avem Steaua în cupă acasă, unde fiecare dintre noi ar vrea să ajungă în fazele superioare ale Cupei României. Și tot așa. Noi, pentru noi e importantă victoria. Însă, cum zice și Nea Sorin, dacă nu putem să câștigăm sau meciul e de așa manieră în care chiar nu poți, sunt meciuri în care nu poți să înscrii și nu poți să câștigi, să nu pierdem și să ne continuăm seria de invincibilitate. Vali, după 8 runde fără înfrângere, toți adversarii noștri se mobilizează mult mai bine. Să ne așteptăm la... Un lucru bun, pentru că o să crească și nivelul lor de joc, se va îmbunătăți de la meci la meci, de fapt s-a îmbunătățit de la meci la meci. Părerea mea că trebuie să fiți mândri că sunteți încă băgați în seamă, sunteți tratați mult altfel, mai, da, altfel decât da, mult mai da, mult mai bine, mult mai atentă către adversari. Eu zic că cu cât înfrunți un adversar mai incomod, cu atât îți crește și ție valoarea. Voi trebuie să înțelegeți că și la o înfrângere nu vă ia nimeni gâtul, pentru că, mama, vă repet, voi sunteți eroi noștri. Bănuiesc că și antrenorii care îi aveți prin experiența lor o să știe să vă scoată dintr-un eventual eșec, să zic, dar eu nu îmi fac probleme. Am, în afară de fapt că am jucat fotbal, am și antrenat foarte mult în divizia și știu când o echipă este pe val și știu când o echipă câștigă din întâmplare. Voi sunteți o echipă pe val, sunteți o echipă în urcare, din toate punctele de vedere, și ca organizare, și ca joc, și ca investiții, ca jucători aduși. N-aveți de ce să temeți. Țineți-o așa, intrați în teren ca și cum nu aveți nimic de pierdut, că atunci o să aveți rezultate. Și de-aia și aveți rezultate, pentru că... Se joacă de plăcere. Da. Ați început să jucați de plăcere și numai ghinionul a făcut să pierdeți puncte cu acasă, știți bine cum și... Sau înfrângerea dureroasă de la Galați? De ce? Orice înfrângere e dureroasă, nu că e de la Galați sau... Da? De la Giurgiu. De la Giurgiu, da. De, oricum au... Păi ce, multe echipe au pierdut 4-0 și au revenit. Care e problema? Sincer, noi, cei din tribune, așa cum spuneam mai devreme, suntem, eu știu, pățiți. De-a lungul timpului, sora FC Universitatea avea oscilații. Când avea 6 meciuri fără victorie, când avea 8 meciuri fără înfrângere și tot timpul să ne așteptăm la asemenea prostii, să zic așa. Adică la o oscilație dintre asta, o cădere brusă. Asta spuneam. Ei trebuie să fie pregătiți și pentru o eventuală înfrângere și pentru a doua înfrângere. Nu e nicio problemă. Important e că au ajuns în partea superioară a clasamentului, că încă își pot permite să mai aibă ghinion să piardă un meci sau să facă egal cu asta. Însă nu văd cum ce v-ar trage înapoi. Ghinion ați avut destul și la început. Ați avut ghinion și în anumite meciuri unde ați făcut egal. Ați avut și noroc și pe la Cluj și pe la ăsta, dar norocul este de partea celui care are încredere în el și de partea celui care se pregătește. E clar. Deci nu se pune problema. Bogdan, locul 7, credeai asta la începutul campionatului, mai ales după cum decurseseră primele meciuri? Sincer, înainte să înceapă campionatul, credeam, da. Dar după primele 6 etape, nu prea te mai vedeai să urci și să fii pe locul cu care suntem acum.
Noi, pentru noi a fost puțin greu să revenim, să revenim pe locul ăsta, să fim pe locul ăsta, n-am fost niciodată. A fost puțin greu pentru că startul de campionat nu a fost unul care să ne mulțumească. Bine, lumea ne spunea că am avut și adversari foarte grei, dar în unele meciuri, cum a fost meciul cu Fandurii, meciul cu Viitorul, care le-am avut practic în mână, adică puteam să le câștigăm. Dar noi acum, vă dați seama, suntem realiști, cred că ne merităm locul pe care suntem. Nu am ajuns cu noroc sau cu, cum să zic, prin alte moduri. Nu din întâmplare. Ați da, nu din întâmplare, muncă. Da. Prin muncă, de când a venit Nea Sorin și Nea Emil, se vede că avem o organizare mult mai bună, alergăm mult mai mult și ne-a insuflat așa o dorință mult mai mare de a câștiga. Pentru că și de la meciul, de la primul meci câștigat, tot așa, victoriile aduc victorii și pe noi cred că asta ne-a ținut sus. Da, un loc 7 bine meritat, un loc 7 care ar putea fi depășit, am putea urca și mai mult în cazul unor succese cu Rapid, Ceahlău, aș spune chiar și CFR Cluj, pentru că nici ei nu traversează o perioadă foarte bună, deși sunt acolo sus în clasament, tot din cauza acestor bani care, din păcate, sunt afectează. Sunt în ce în ce mai puțin ligante și nu e bine asta. Chiar am putea lua 9 puncte, asta era întrebarea. Noi putem să luăm 9 puncte, orice echipă, vă dați seama, poate să ia 9 puncte. Noi, v-am zis, principalul obiectiv este meciul cu Rapid. Nu trebuie să ne gândim deja meciul cu Steaua, să o luăm razna, să ne gândim mult prea mult. Meciul cu Rapid este cel mai important pentru noi în momentul acesta. Noi ne pregătim toată săptămâna pentru meciul cu Rapid, să ieșim bine din acest meci, care o să fie unul de uzură, unul de o să alerge foarte, foarte mult și o echipă care, și ea v-am zis, vine după, nu după o perioadă foarte bună. Sper să câștigăm și să după aceea ne gândim la celelalte meciuri. Vali, ești fost portar la Universitatea Craiova, Steaua, un portar cu experiență și un antrenor cu experiență, așa cum ai spus. Acest post a fost deficitar la noi în acest tur de campionat până la venirea lui Bălgrădean. Până la urmă și Pufi a agafat. Cum ai văzut toată această evoluție și cum crezi că vor decurge lucrurile și de acum înainte? Bă, ce vă spun, îmi ia ce să aminte să-i pun o întrebare vis-a-vis de Vătășelu. De la antrenor la jucător, pentru că... Da, bun. Părea mea că din experiența care o am, vis-a-vis de promovări din divizia B în divizia, a fost necesară aducerea unui portar de calitatea diviziei la care joci. E clar. Deci nu poți să promovezi cu o echipă cu toți jucătorii și să rămână toți jucătorii cu care ai promovat aici, incluzând și cei de câmp. Eu, în decursul anilor ăștia care au trecut, ca antrenor cu portarii, cu cine am lucrat, cu domnul Bondrea, cu domnul Cust, Pustai, am pus problema felul următor, domnule, ce obiectiv avem? Am promovat menținerea în divizia. Vreau portar de divizia. Care a jucat în divizia? Pentru că e foarte greu. Neglijând și cel de-al doilea portar sau al treilea să fie un copil de 18-19 ani pe care să-l putem să-l căli. Băga oricum cum era portarul, cum am avut la Târgu Jiu. La Târgu Jiu am avut un portar, David, îl chema numele meu, care a apărat acum cu Botoșanu. Da, a fost un portar. Copilul ăla venea după două meciuri, 4-0 și 6-0 pe la Ploiești, cu nu știu cine a mai jucat, cu Dinamo, tot așa, a gafat foarte mult. Era băgat într-un cont de umbră total. Venind la echipă, normal, apăra Mingote pentru că îl găsisem acolo, erau portare. L-am adus pe Stanca, un fost portar de la Steaua, rezervă, dar aveam nevoie de el pentru că ne pregăteam pentru Cupa UEFA. Deci noi pregătisem lucrurile de la început pentru așa ceva. Și acel Lazar, să știți că ne-a calificat în Europa League. În Europa League. Să nu uităm meciul cu Astra de acasă 1-1, unde aveam nevoie de un punct și a apărat senzațional. Inclusiv cu noi acum, cu Botoșaniu. Și acum, da. A făcut o figură frumoasă. Da. Adică așa s-a pus problema. Deci la Craiova clar era nevoie de un portar de divizie. A adus, trebuia gândită de la început, da. Bănuiesc că domnul
Silviu nu știe mai bine de ce nu s-a adus sau de ce a adus mai târziu. Târziu. Până la urmă, bine că l-au adus și mai târziu cu Pufi, că a agafat, că n-a agafat. Vedeți, voi vedeți, de fapt, voi observa mai lucrurile astea, că a agafat, dar până să gafeze, păi poate au mai fost niște... Pentru că unele au fost decisive, spre exemplu, Braț la meciul din Cupa Ligii cu Rapid, dacă nu, nu făcea... Vorbim de... La Pufi, iar la fel, aici de două ori cu Suminge la meciul cu Universitatea Cluj. Au mai fost, dar da, a ieșit bine până la urmă. N-a fost decisiv. Adică, n-a fost ca lui Buffon când a luat gol acum. Greșelile de portar, eu cred că nu sunt ai cum inerente. Să le faci. Nu ai cum să le faci. Pentru că... Da, chestia e că au venit toate consecutive. Așa, da. Când a fost bine, braț, voi aveți când timp să le gândiți. Fost, da, voi aveți timp să le și gândiți lucrurile astea. Da, la fotbal, e gol, ați văzut cum fac. Hai, gata, dă-i drumul, mergem mai departe. Și întrebarea vis-a-vis de... schimbarea antrenorilor. De ce te întreb? Noi, la Pandurii Târgu Jiu, am avut o perioadă după Europa League, unde știam clar că nu vom mai putea rezista la nivelul locului 2 sau locul 1, ci că vom avea o decădere, să zic așa. Însă aveam șansa locului 4, locului 5, știam că niște echipe din fața noastră nu o să poată să participe în Cupa UEFA Bechte Dinamo. Așa, și ne băteam pentru un anumit loc. Am fost o perioadă acolo, locul 4, locul 5, și am ajuns la situația în care să spunem, bă, trebuie să plecăm noi de aici, să facem o schimbare la echipa asta. Mai rar asta să vină din propria deci inițiativă. Noi, din propria inițiativă. Da. Cristi, după un meci acasă, și noi bătusem pe Dinamo afară, adică aveam rezultate bune afară, acasă nu prea ne descurcam. Pe în 2014... Însă schimbarea s-a dovedit a nu fi cea benefică. De ce? Nu s-au calificat. Bine, a venit fostul antrenor, nu s-au calificat în Europa League. Sunt pe locul care sunt acum. La voi a fost invers. Care e trăirea voastră vis-a-vis de schimbarea unui antrenor principal, vorbim așa? Adică, cel dinainte, ce... Nu știu. Ce avea în plus sau ce avea în minus? Nu pot să vorbesc ce avea în plus, ce avea în minus, dar... Cred că au venit cu, nu știu, diferite gândiri. Cu domnul Jerry Gane. Cred că Jerry a fost și coleg cu mine de antrenor la Severin și l-am văzut un tip isteț. Aveam o mentalitate, adică ne impusese, o mentalitate de, cum să zic eu, de a ataca, mai mult de... Jocul ofensiv. Da, joc ofensiv. Uh-huh. Ne desfăceam foarte mult... pasam foarte mult, adică... Crea spații pentru a duce dar mingea mare. Dar nu cred că eram echipa, nu cred că suntem echipa în momentul ăsta care să creăm un joc ofensiv, adică să ținem echipa, să ținem echipa adversă într-un pressing. De asta cred că am și luat foarte multe goluri atunci. Cred că asta a fost diferența de mentalitate. Și cu Nea Sorin și cu Nea Emil, asta ne-am propus de când a venit prima dată, asta a fost prima vorba, a zis, haide să ne propunem să nu mai primim gol. Da. Și de când a venit dânsii, cred că am primit în 10 etape, au fost 6 goluri, din 4 din penalti. 4 din penalti, da. Da. Deci cred că asta ne-a lipsit nouă, pentru că noi fiind o echipă nou promovată, cu... cred că 75% din jucători aduși în vară, e greu să deja să treci la ceva ofensiv, să ai o gândire ofensivă. Să treci la facultate direct. Da, trebuie să mergi liceu, trebuie să termini școala generală. Și... Da, nu, asta vreau să zic. Deci tu zici că antrenorii dinainte au făcut strategia și tactica pentru a marca goluri. Cred că asta și este. Și celălalt a început prin... Da, normal. Asta spuneam. Da. De ce ți-am spus? O echipă nou promovată trebuie să plece de la portar. Schimbi portarul sau aduci un portar cu experiență de divizia la care te afli, faci linia de fund. Important este să nu iei gol, cum a zis și Cărțu. E clar. Da, deci e o logică. Acum trebuie să înțelegi că antrenorii care acum au o vârstă, antrenorul care l-a avut avea altă știu, este. Unei mă cu un adică alt elan, adică Jerry e un tip care a jucat atacant și Cârțu a jucat atacant, dar nu asta e problema. El a antrenat ca un apărător. Și vrea să gândește altfel. Dacă a jucat atacant, știe... Sigur.
Eu aș vrea să fac și o remarcă vis-a-vis de întrebare și de răspunsul lui Bogdan. Atunci când a fost Geri, nu era nici Brandan, nici Bauab și nu era nici omogenitate. Da. Cred că sunt și niște factori destul de importanți în antrenajul echipei de astăzi. Da, și asta spunea tinerețea lui Geri, cu elanul lui și cu dorința lui de a face niște lucruri imediate și asta. Însă pe mine m-a surprins faptul că n-a fost cineva în spatele lui, pentru că e foarte important. Voi, dacă ați câștigat acum, prin venirea celor doi antrenori, ați câștigat pentru că se completează unul pe altul. Adică sunt doi, cum să zic, una e când discută doi coluși ca și jucător și antrenor și alta e când e doar un antrenor și secunzii sunt doar instructori. Nu. Cei mai buni antrenori principali sunt cei care au cei mai buni secunzi. Uitați-vă la echipele din Anglia, din Italia și să vedeți ce secunzi au și ce preparatori fizici și alte lucruri din asta. Da, deci clar, unul a construit de sus când nu trebuia, sau mă rog, când trebuia să o ia de jos și altul a venit și a construit de jos ca să poată să meargă în sus. De asta spun că voi o să mergeți în sus. De ce? V-ați organizat ca echipă, ca apărare, aveți și un mijloc destul de sănătos, da, să zic. Da, este un mijloc. Da? Acolo în față trebuie să transmiteți colegilor că trebuie să ai o jumătate de ocazie să dea în gol. Da, da. Și lucrurile sunt care. De asta ți-am spus că noi am trecut prin perioada asta de a lăsa o echipă pentru a merge spre bine. Am zis, bă, poate Nistor e deranjat de părul meu, cu toate că eram cei mai buni prieteni, poate, eu știu, ceilalți jucători, dar nu, s-a adeverit că aș fi atins nivelul maxim de valoare. Clar, asta e. Deci la Pandurii, dacă vor să facă ceva, trebuie să schimbe absolut tot. Din temelii. Bogdan, în ce te privește, ai urcat la ultimul amical cu Pandurii din postul de fundaș stânga în cel de mijlocaș stânga. O mutare pe care a inspirat-o, să zic așa, și Marian Bondrea, un reputat antrenor din Oltenia. Da. Cum te-ai simțit? Pe lângă cele două goluri care ne fac să credem că a fost bine, cum te-ai simțit tu în joc? M-am simțit foarte bine, sincer. Nu mai jucasem de, cred că de vreo 3 ani jumate, 4. Foarte mult timp a trecut de când n-am mai jucat în joc a stânga. Mă bucur că Nea Sorin m-a băgat să mă vadă la lucru și acolo. Mă bucur că am marcat, dar unde o să vrea Nea Sorin și Nea Emil să joc, unde mă vor băga, acolo voi juca, acolo voi face treaba, voi ajuta echipa oriunde este nevoie. Dar unde te simți cel mai bine, așa, că acum e proaspăt? Cel mai bine pot să zic că, vă dați seama, joc de vreo 4 ani, jumate, joc funda stânga și acolo mă simt cel mai bine. Acolo, din poziția, am fost convocat și la echipa națională. Eu, aș vrea să joc tot acolo, funda stânga. Nu se pune problema să joc în joc a stânga. Sunt alți jucători, este Târnăcop, care își face treaba foarte bine pe poziția aceea, Băluță, Bancu, când o să revină, deci nu cred că o să fie nevoie de mine acolo. Se pare că vei avea o concurență, tot o veche cunoștință, să zic așa, vorba de Briceac de la CSM Vâlcea, un fost coleg de-al tău din iarna. Nu, n-am fost, noi n-am fost colegi, n-am apucat să fim colegi. Când el a venit la Vâlcea, s-a produs schimbare, eu am fost la Reșița, am plecat de la Vâlcea la Reșița, el abia atunci a venit la Vâlcea. Da, eu mă bucur că el este un jucător foarte bun, îl știu de la juniori, de când juca la FC Argeș, ne-am confruntat de foarte, foarte multe ori. Îl știam și el tot la fel ca mine, provine din mijloca stânga, a fost coborul funda stânga. Mă bucur, este un jucător foarte bun. Pe mine chiar mă bucură, asta nu mă supără. Colegii mai zic pe la antrenament că vine Bricea, gata. Nu, pe mine chiar mă bucură pentru că concurența aduce performanță. Și, sincer, care e mai bun o să joace. Care decide antrenorul o să joace. El are și mai multă experiență, să zic, ca mijlocaș stânga. El a mai jucat și mijlocaș stânga la Vâlcea și îl aștept cu mare drag să-l primesc aici, în vestiar. Da, concurența, Vali, cum o vezi de la echipa? Concurența loială. Concurența loială. Aia trebuie să facem o diferență întregă. Cum avea e acum? Un concurent care, prin muncă, să-ți ia locul sau să iei locul și avea un sau pretendent la locul tău, că e nașul ăla, finul ăla, nepotul ăla. De asta a distrus fotbalul până acum, nepotismul ăsta. Dar la voi nu se pune problema. No. Vis-a-vis de antrenorii care aveți, poate să fie și
copilul lor și nu s-a întâmplat așa și la stau liniștit. Da. Este o concurență bună pe posturi în momentul de față? Eu zic că nu. Mai trebuie. Mai trebuie aduși jucători, dar e greu să-i aduci. De ce? În primul rând, nu că ar costa bani, dar nu știu cui convine să vină să stea rezervă. Să zic așa, dau un exemplu. Vine David, fundat stânga. Poate vin în prima fază că e un club stabil, un club nu știu cum, da? Văd că ești mai bun ca mine și la un dat vreau să plec. Bă, stai puțin, că vreau să joc. Eu am fost tipul de... La mine mi-a permis postul. Să merg numai la echipe unde să joc. Eu niciodată nu mi-a plăcut să stau în spatele unui. Indiferent că era mai bun. Și au fost portar mai bun ca mine aici. Nu s-a pus problemă. Dar am cerut singur să plec. Dom'le, vreau să joc. Așa s-a întâmplat și când am mers la Electroputere în perioada aia. Era Silviu Lung portar la Electroputere. Și am zis, dom'le, Silviu Lung e un portar, nu de Electro, ci de echipă mai mare. Va pleca, sigur. Asta, am avut și feeling-ul ăsta de a alege. Am mers, n-am mai stat vreo două luni, cred că am mai stat. Silviu a plecat la Craiova. Exact în locul lui Arcanu, sau care mai erau pe aici. Au fost niște conjuncturi din astea favorabile, dar îți spun, concurența loială, de asta spun. O concurență loială înseamnă atunci când un jucător este mai bun, el să joace. Clar. Numai că atunci, ca să-ți dai seama că un jucător e mai bun, trebuie să treacă ceva timp. Nu poți să scoți, gata, a greșit, trebuie să scoți afară. Ei mai dai o șansă, poți să mai dai și altă șansă, nu sigur. Ai încredere, că altfel în stai pe bancă și când te bagă, zice, o, să nu greșesc, că nu mai prind echipa. Și atunci greșești cel mai... Și atunci, sau nu că neapărat nu greșești, nu ție-ți lucrurile. Zici, bă, stai stresat, bă, să nu greșești. Stai, te gândești mai la lucrul ăla și da, așa e. Și te inhibă, clar, de ce să... Eu zic că ne mai trebuie atacanți, ceva. Eu așa zic, nu știu de ce. Tu ai prea avut de-a face cu statutul de rezervă, pentru că ți-am urmărit traiectoria pe la echipele pe unde ai trecut și, din contră, te-ai impus imediat. Nu am avut... De la echipa a doua, de la Steaua, în divizia B, de atunci nu cred că nu am avut. Sincer, și antrenorii care am avut mi-au dat foarte multă încredere, chiar dacă am avut o vârstă foarte fragedă și la Steaua 2, am pornit de la 17 ani, apoi la Vâlcea 18-20 și aici la Craiova m-am bucurat de, adică antrenorii chiar mi-au oferit încredere și mă bucur că am putut ajuta sau mă bucur că am putut juca titular și nu am stat niciodată pe bancă, sincer. Este pentru un jucător tânăr, este cel mai important lucru să joace. Dacă nu joacă, e foarte greu să-și mai intre în ritm. Joacă un meci, 5 stă. Eu cred că este cel mai important lucru în ziua de azi să joci, mai ales pentru jucătorii tineri. Tu vorbim de jucători tineri și mai ales de cei în ascensiune, te-aș întreba ce mai face Bancu. Bancu ce să facă? Este bine. Am înțeles că deja a renunțat la o cârjă, calcă în picior. Chiar i-a făcut o surpriză al meu Sorin când a venit la ziua dânsului, a venit în cârje, ne-a surprins pe toți. Eu cred că este un băiat, el este foarte modest, foarte sincer, muncitor și cred că va reveni cât mai curând pe teren. Noi vorbim cu el la telefon, îl încurajăm, îl ținem la priză, în priză cu tot ce se întâmplă prin vestiar, cu tot ce se mai vorbește și sigur că el este foarte dornic să revină pe teren, pentru că odată ce te apuci, odată ce ai microbul ăsta în sânge, nu cred că ai cum să te mai oprești vreodată. Valin, va reveni la ce a fost odată? Bancu? Da, cu siguranță. E un copil tânăr. Și mai o să revină mai puternic. Mai puternic, poate. 100%. E un tip tânăr, un tip care, până la urmă, trebuie să înțeleagă că au fost alții, doamne ferește, loviți de mașină și s-au ridicat, au trăit și și-au văzut de viață. În fotbal și ca și în alte sporturi sunt și riscuri de accidentare. Asta e viața, ce să facem. N-am avut noroc cu între ghilimele de accidentări din astea grav, dar am avut colegi care și-au rupt inclusiv sândoi când și-au rupt piciorul înaintea unui transfer colosal în Franța. Am înțeles. Mai ales pe vremea la Lyon, parcă?
sau... Nu la Lyon, nu știu, era în Franța, înțeles. Nu mai țin minte. Bă, exact, la Lyon, a fost Lyon. Ultimul meci din, era cupa asta română. Semnase deja. Semnase, da. Și vă dați seama, asta a fost un fel de tragedie, într-adevăr, pentru că era vorba de... Bine că nu duce lipsă de bani atunci, că ieșise și el campion. Erau alte vreme, era stabilitate. Da, da, erau... își dorea să joace în străinătate. Da, atunci foarte da. Mulți jucători, Pavel Badea, care vă e... Cred că e ceva pe acolo, da, conduce, da. Nu? Care a fost și el un mare jucător, Cristescu la fel. Vedeți, voi aveți norocul ăsta de a avea pe lângă voi numai foști mari jucători, foști, eu știu, și foști antrenori. Nu știu, aveți acum gloriile alea, fostele glorii, Pongureanu, da, Tilihoi, da. Care se ocupă de centrul de copii și juniori, e un mare lucru. La noi era un antrenor și ăla făcea și pe doctor, și pe bucătar, da. Și pe frizer, și pe tot ce era. Acum, uite că se ocupă de voi, ca de voi, de centrul de copii și juniori, îl ia de mic, vine, îi dă un sfat antrenorului. Când vine Ungureanu și îți dă un sfat, păi e sfat. Da. Deci nu se pune problema. Înțelegeți? Eu aveam o vorbă și o să țineți minte asta. Și noi dacă am pierdut la Craiova un lucru mare, noi n-am avut o perioadă mare la echipa asta, nu aveam exemple în vestiar. Și asta nu... Îmi pare rău că sunt foști colegi de-ai mei, dar Trică nu putea să fie un exemplu niciodată pentru că nu avea nici vârsta, nu avea nici calitatea respectivă. Adică eu am intrat în vestiar, când am intrat l-am găsit pe Adrian Popescu, l-am găsit, bun, a fost Negril, au fost... Vorbim de jucători, deci de jucători mari. Când am intrat în vestiar, mi-a bătut magazinerul un cui într-un colț și zice, bă, tu dai ce începe. Și m-am dus în colțul ăla, mi-am și ușor în timp. Sau, adică aveam exemple, păi, dacă spun la o Miuță în perioada aia, era ca o finală de Cupa României la voi acum. Da, deci da. Ne tocam. Știi cum eram? Aveam apărăturile alea, așa erau de groase, ca să nu ne rupă picioarele. Deci îi spun, uite, și Cârțuie, și încă nu juca, era antrenor atunci în 90-91, dar se băga la Miuțe. Deci era nebunie. Ce? Asta zic. Dom'le, ne uitam la ei altfel, creșteam altfel. Asta zic, voi, acum, prin rezultatele astea, să vă dea Dumnezeu să țineți 4-5 ani așa, să vină un copil de la mine, să intre în vestiar, să zic că să trăiți domnul Vătășelu și aia. Adică, domnule, e altceva. Vă vede altfel. Noi atunci n-am avut, în perioada, să zic, Trică, Frățineanu, Stoican. Să vezi un copil da, pe stradă cu Vătășelu. Ei intrau în vestiar în perioada aia și își dădeau palme, povesteau de gagi și de prieteni sau eu știu care a băut sau care a mâncat mai mult. Nu așa crești un copil lângă tine. Da, adică da. Ăla care a venit după aia în vestiarul nostru cu generația asta al lui Stoican și eu asta, ce să auzi numai de mâncare, băutură, gagici și discoteci. Nu putea să fie să ajungă un copil bun ăla. Decât să gândea și el cum să facă să intre în anturajul ăsta și mi-a luat aminte și cu asta închei subiectul. La noi a venit un copil Crăciunescu-l chema. Vă aduceți aminte, de la motorul luasem, da. Cătălin Crăciunescu, un fundaș central. Și când am ieșit la o bere, bă, bere, băi, nu beau, bă, un vin, ce, nu, da, ce bea? Ia, plecă la masă, bine, mă, nu, bine, mă, bea, bă. Și după vreo 3 luni de zile era stărea cu mahmur prin vestiar, pe acolo nu se mai trezea. Adică el a vrut să intre rândul celorlalți da. În branșa asta. Bă, și a greșit ușa. A greșit și până la urmă n-a putut să mai joace fotbal, probabil n-a ajuns la un nivel foarte mare din cauza asta. Un subiect pe care vreau să-l abordăm așa pe final de emisiune este acest stadion care uite-l nou, uite-l pe-l vechi, iar-l nou, iar-l vechi și rămâne-l vechi sau nu știm încă. Cum vezi, Bogdan, această... Nu știu, sincer... Cum vezi aceste chiar... alegeri, ca să zic așa, că totul nu, depinde de politică. Din păcate, totul depinde de politică. Noi încercăm să ne detașăm de tot ce înseamnă politică, pentru că nu cred că are treabă fotbalul cu politica. Pe noi, sincer, nu ne interesează. Noi ne gândim, avem alte treburi. Noi avem meci cu Rapid, nu ne gândim la stadion mai nou. Mai credeți în noul stadion? Adică sincer, pentru noi ar fi extraordinar. Treabă președintele cu ce se la întâmplă? La ce machete am văzut, la ce s-a prezentat, ar fi ceva foarte frumos. Un stadion de 30.000 de locuri să fie în Craiova, cred că ar sta și oamenii pe afară, nu ar fi plin. Da, dar pe noi, v-am zis, nu ne interesează momentul ăsta pentru că
sunt treburile politicienilor sau celor care... Din păcate. Da, din păcate. Din păcate celor care, care au... Ar fi o dezamăgire oricum pentru voi. Da, dacă... ar fi... Sincer, pe mine, nu știu dacă o dezamăgire sau... Eu mă simt bine și pe vechiul Oblemencu, care este încărcat de foarte multă istorie și vă dați seama, e greu pentru cei care au trăit acel sentiment să fie demolat. Sincer, v-am zis, nu, chiar nu ne privește pe noi acest lucru. Noi ne vedem de treabă, cei care se ocupă de stadion, e treaba lor. S-au făcut totuși destule demersuri, s-au mutat scaune pe extensiv, s-a făcut curat acolo. Nu e totuși așa o... Eu știu. E bine că s-au mutat pe extensiv și nu s-au dus prin... Păi da, dar acum ce faci dacă, da. Dacă nu se mai demolează? Aducem scaunele înapoi? Le mutăm înapoi, ce are? Terenul Ion Oblemencu este teren de ultima generație. Noi ce vorbim? Despre ce vorbim? Că e un teren vechi? Teren este noi bun, vorbim, copiii ăștia au nevoie de gazon, să joace un gazon ireproșabil. Treaba noastră e treaba din tribună. Că nu stau eu comod, că... Eu știu, păi... spui pe ăla semințe pe spatele meu sau că el a luat scaunelul rupt, asta e altă problemă. Nu? Noi copiii ăștia trebuie să înțeleagă că ei calcă pe un teren unde dom'le, la început părea mea că mulți dintre voi v-a luat așa cu vibrație. Când ați călcat pe el, voi s-au călcat până pe aici. Așa. Dom'le, aici au intrat mari fotbaliști. Noi nu vorbim de români. Noi vorbim de Bayern München. De Kaiserslautern, de Bordeaux, de... Noi vorbim că erau 40.000, cum să zic, la modul că mai erau vreo 10 pe afară. Adică așa era o emulație pe fotbalul ăla. Bine, erau serviciu, servici, casa, casă, masa, masa, asta e cu totul altceva. Însă, dom'le, părerea mea ca să închidă toate trupele, trebuie să facă un stadion frumos, ca să nu se mai audă. Dom'le, nu pot să joc... mi se pare tribuna urâtă sau nu știu ce. La copii să nu mai audă antrenori că se vaită toată ziua. Fă-le, bă, două, trei, patru terenuri acolo. Și după aia mă tragi la răspundere. Bă, ți-am făcut terenul cum ai vrut tu. Da. Nu ai rezultate. Du-te acasă. Înseamnă că nu ești bun. Așa ne ascundem și noi după... Dom'le, ce să antrenezi până molul ăsta? Iar la voi... Așa e. Ce să antrenezi pe un nămol? Că... Păi nu, până la urmă, da. Dar poate că... ascunde multe lucruri și nămolul ăla. Nu sunt toți antrenori, nu sunt toți... Nu toți pot să facă treabă bună pe un teren bun. Dar la voi, voi rugați-vă cât de mult să vă lase gazonul ăla, să vă bucurați de calitatea lui și să știți că acolo au fost monștrii sacri ai fotbalului și românesc și străin. Deci asta e o mare, mare realizare a voastră. Că ați ajuns să jucați aici. La noi era o vorbă înainte. Dom'le, dacă ajung să joc pe central, mă las de fotbal, după aia nu mai interesează. Așa era. Dar noi atunci așa aveam implementat în creier. Dom'le, dacă tot m-am chinuit la copilul ăla, când o să ajung, eu lui tata așa am spus. Tată, când joc în divizia, mă las de fotbal. Am venit, am jucat în divizia și am zis, gata. M-a omorât ăla. Păi cum să te lași? Tocmai acum când se culegi roadele. Tată, că n-avea nicio treabă cu fotbal, n-a dat în viața lui. Da, uite că aici trebuie să ajungeți, aici trebuie să vă educați și voi ca, vorbim de voi, cei mai tineri, nu vorbim de Brandan sau de ăștia. Că Brandan și-a atins, a jucat pe apogeul lui, nu se mai pune problema. Aveți norocul să-l aveți între voi, da, și pe el și pe... Avem și de la cine vreau. Sigur că da, știi? Și voi trebuie să fiți băieți deștepți, să luați la fiecare câte puțin, din lucrurile bune, nu cum spuneam. Apropo de ce am spus înainte, Stoican, Trică și ăstea, mari fotbaliști. Deci talent. Nu excludem, nu discutăm. Ei n-au fost exemple, n-au putut să fie exemple. A fi exemplu înseamnă avea o ținută reproșabilă, când vii, când s-o dezbrăcați în doi în vestiar, niște deam așa pe frunte toți. Îl vedeam și noi cât de frumos eram îmbrăcat. Cum... Asta vedeam noi la ghetele de fotbal, cum se lega, ce ghete are, ce... Noi în asta copiam pe cei valoroși, nu în... Eu l-am mai copiat și la mașină, că aveam un Ford Scorpio și am zis să-mi iau și eu mașină ca astea, că nu există. M-a luat odată în mașină. M-a avut marea șansă și marele noroc să mă iau odată mașină de la stadion să mă lase spre centru.
Și când am văzut, zic, Doamne, când îmi lași o mașină ca asta, sunt. Și pe cuvântul meu de onoare, dacă voi faceți aminte, după ce am... Eu când am semnat cu Steaua, primul lucru mi-am luat Ford Scorpio, Calu Săndoi. Așa am zis, Calu Săndoi. Pe care l-ai avut mulți ani. Da, serios. Vedeți, astea erau preocupările noastre. Da. Atunci. Și fotbalul și să avem și noi ceva omenesc, firesc până la urmă. Voi aveți mare noroc de a juca și mai sunt și bănuți. Adică nu putem să spunem că nu se câștigă niște bani cu care poți să te descurci să-ți faci o casă sau un apartament, să-ți iei și o mașină și să mergi cu prietena pe undeva. Da, măi, ia, și noi, am avut și noi șansa noastră atunci, probabil. Nu? Atâta timp când ne-am permis și noi o casă, o mașină, înseamnă că nici noi ne-am jucat gratis. Dar noi aveam marea problemă, eram mințiți. Vă dăm bani. Acum n-am avut și 6 luni neplătiți la Craiova. Că se schimbă din ASMFC, din FC în XY, nici noi nu mai știam ce. Dar ne interesa fotbal și voi știți bine că voi ați trăit pe lângă noi. Am zis, domnule, așa e, ne uitam în gura lor. Noi vrem să jucăm fotbal, atât. Și am jucat fotbal. Bine, că până la urmă ni s-au plătit niște bani, asta e cu totul altceva, da? Nimic nu ne-a dat înlături de la a juca fotbal. De la plăcerea de a juca fotbal și încă o dată profit de ocazia asta să vă mulțumim din punct de vedere profesional, ca antrenor, pentru că copiii noștri au la ce să se uite, au exemple acum, voi să fiți serioși, să vă vedeți de treaba voastră și tot ce e în jurul vostru e istorie. Țineți minte că e istorie. Tot ce e în jurul vostru, pe acolo, pe unde vă mișcați. Bogdan, vine Moș Nicolae mai devreme pentru voi și pentru suporterii universității. Sperăm să vină. După partida cu Steaua, mă refer. După partida cu Steaua. Da, v-am zis. E un meci special, cred. Și pentru noi, și pentru suporteri, pentru oamenii care vin la stadion. Noi sperăm să fie stadionul plin la meciul acela. Dar până atunci, v-am zis, Moș Nicolae să vină luni, de la 8:30. Atunci vrem să vină Moș Nicolae. Noi mai așteptăm. Până la meciul cu Steaua, mai are de așteptat. Noi ne gândim pentru meciul Rapid pentru că este cel mai important pentru noi. Campionatul primează. Este important pentru voi, este important și pentru noi. Nu ne rămâne decât să vă urăm mult succes. Spun asta pentru că ne apropiem de finalul emisiunii. Mult succes și, bineînțeles, multe puncte, la cât mai multe puncte, ca să avem un final de an în fanfară. Vali, de asemenea, îți mulțumesc pentru prezență și rămâne. Ne-am întâlnit și că am avut onoarea să stau în un jucător al Craiovei bun și cu perspective mari. Atât pentru astăzi. Ne revedem săptămâna viitoare. La revedere!